Astăzi, 15 septembrie, a sunat clopoțelul pentru toți elevii județului Suceava. Îmbrăcați în uniforma școlară sau în diferite costumații la modă, elevii s-au adunat pe terenul unităților de învățământ, unde au ascultat cuvântul directorilor, al profesorilor și al invitaților. Anul acesta sărbătorim un sfert de veac de existență al colegiului, al liceului. 25 de ani care a însemnat muncă, sudoare, care a însemnat rezultate, 25 de ani care au trecut așa pe neștiute. La Colegiul Național de Informatică Spiru Haret, elevii au primit salutul primarului Ion Lungu, prefectului Florin Sinescu și consilierului local Tiberius Brădățean. Am venit cu plăcere la această școală și spun cu plăcere pentru că nu am ajuns niciodată și am să mai spun și în acest an, că îl respect foarte mult pe domnul director Virginel Iordache, spun foarte clar, de când domnul este directorul acestui colegiu, s-a schimbat acest colegiu la față. Omul sfințește locul. Îmi place să colaborez cu domnul director, este un gospodar, este un om cu care derulăm proiecte împreună. Sigur că nu totdeauna ajung banii, dar având în vedere faptul că este de față aici și domnul prefect, sper să ne mai ajute și guvernul, în așa fel încât proiectele pe care le are domnul director, proiecte în beneficiu școlii, să le putem materializa. Iată, a venit din nou 15 septembrie și plecați de fapt împreună la un drum, la un drum al cunoașterii, împreună cu profesorii voștri. Și în primul rând aș vrea să urez bun venit în Colegiul Național Bobocilor, pentru că sunt colegii voștri la început de drum, la început de liceu. Liceul care înseamnă de fapt, cred eu, cea mai frumoasă perioadă din viața unui adolescent. Este o perioadă de acumulări, o perioadă în care, prin sprijinul profesorilor voștri, vă călăuziți pașii, vă așterneți drumul pe care îl veți urma și acest lucru, iată, îl faceți într-o școală de elită a județului Suceava, chiar și la nivel național. Sunt pentru al treilea an la deschiderea anului școlar la Colegiul Spiru Haret, un colegiu de renume, cu un nume de renume și îmi face plăcere de fiecare dată să vin pentru că văd așa, un liceu care crește de la an la an, un colegiu care crește de la an la an, care arată tot mai frumos și asta datorită oamenilor frumoși de aici, în frunte cu domnul director. Văd în fiecare an copii tineri frumoși, dornici de învățătură, văd cum se pregătește performanța, cum se pregătește viitorul. La deschiderea anului școlar au fost prezenți și inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Județean, dar și reprezentantul Comitetului de Părinți. Mă bucur să fiu astăzi din nou alături de dumneavoastră. A devenit o tradiție, o tradiție dragă mie, pentru că regăsesc în fiecare an o școală mai frumoasă, cu mult mai multe lucruri bune, cu multe realizări, lucru care adaugă valoare de fiecare dată Colegiului Național Spiru Haret. Vă doresc un an bun, cu multă sănătate, cu mult succes și cu împlinirea a tot ceea ce vă doriți dumneavoastră din toate punctele de vedere.